Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava se axează pe o importantă direcție de dezvoltare, respectiv extinderea în regiunea transfrontalieră. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Se întâmplă la USV, difuzată miercuri 5 iulie la Bucovina TV, de profesor universitar dr. Inginer Mihai Dimian, prorector responsabil cu activitatea științifică. El a precizat că această extindere în regiuni precum Republica Moldova și Ucraina se bazează atât pe atragerea de studenți, cât și pe dezvoltarea de programe comune. Profesorul universitar dr. Inginer Mihai Dimian, prorector responsabil cu activitatea științifică la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, a menționat că în ultimii ani a crescut considerabil numărul de studenți veniți din Republica Moldova, în prezent fiind aproximativ 400. Ne dorim să menținem și să creștem numărul de studenți. Ne dorim să ne extindem. În ultimii ani a crescut foarte mult numărul de studenți veniți din Republica Moldova. Aveam de ordinul 10-lor până într-o 100, acum avem cam 400 de studenți. Deci o creștere semnificativă. Ne preocupă soarta românilor din Republica Moldova, din Ucraina și dorim să ne extindem în aceste regiuni, atât prin atragerea de studenți, cât și prin dezvoltarea de programe comune. În acest an deja lansăm mai multe programe noi de master în Republica Moldova, în cooperare cu ei. Lansăm de asemenea programe de licență și master în Ucraina, la Cernăuți. Da? Deci foarte importantă direcție de dezvoltare, această n-aș numi o internaționalizare, deși se încadrează acolo, da? Ci această extindere în regiunea transfrontalieră, unde deja cred că suntem lideri. Deci Universitatea din Cernăuți, din punct de vedere al rezultatelor științifice, de vreo 2 ani de zile, a început să rămână în urma noastră. 2. Din punct de vedere al infrastructurii educaționale, suntem superioare. Sigur, o respectăm, este foarte frumos să te duci, clădire, sunt profesori foarte buni care colaborăm extraordinar, dar strict analizând la rece lucrurile, constatăm această schimbare și atunci ne putem permite să mergem în aceste regiuni să oferim studii mai bune, în plus cu o diplomă care, iată, este recunoscută european, ceea ce nu se întâmplă cu diplomele din Ucraina și Republica Moldova. Totodată, printre direcțiile importante de dezvoltare ale universității în viitorul apropiat, se mai numără extinderea campusului și amenajarea grădinii botanice. Sigur că ne dorim dezvoltarea campusului, atât campusului actual, cât și a ceea ce investim în campusul 2. În campusul actual avem încă un cămin care trebuie adus la anumite standarde, căminul 1. Avem corpul A, care trebuie, corpul vechi al universității, care trebuie renovat, dar de asemenea ne aflăm pe primul loc în ceea ce privește, să spunem, construcția căminelor. Da? Deci avem pentru campusul 2 planificat construcția a unui cămin destul de extins și sperăm ca programul de guvernare să intre în aplicare și în această direcție și să putem vorbi de curând acest lucru. Sigur, între timp încercăm, am obținut un proiect ceva mai mic pentru dezvoltarea grădinii botanice de acolo, alături de revigorarea, să zicem, campusului din acest punct de vedere.